Eu n-am înțeles. Dar voi știți și până la prezentare pe scenă. Noi am înțeles că anul acesta moldovenii sunt la nivel. Și noi am hotărât să participăm anul acesta cu voi. Eu cred că voi nu aveți nimic împotrivă. Dar voi nu aveți nimic împotrivă. Și deci să începem! Deci, prima scenă, să vedem un conflict a doi tineri în orașul Soroca. Sportsmen! Ce-ai zis? Nu, nu, băieți, nu, tu vrma, pur și simplu omul o servit-o, dar lasă că înțelegi. Ia, ce poți să-mi spui lui? Ei, dacă nu-mi poate bine... El poate bine! Nu-mi poate bine! Uite-mă pe ușă! Și-a și el poate bine! Băi, nu trebuie să vă sfădiți, gata, nu și vă sfădiți între voi, nu? Conflict, conflict, nu trebuie să vă sfădiți. Și-a și el trebuie să treci la mine, băi, tu trebuie să treci la mine din cauza că ești fără. Băi, ești normal, băi, ești normal și... Dar tu chiar că nu poți bine! El poate bine! Băi, că mai gândești un bine! În ziua de azi, tinerii sunt atât de drăgostiți încât vreau cât mai repede să facă cunoștință cu părinții. Să șucă, să șucă. Vezi apartamentul meu? Ia uite la apartamentul meu. În două secunde vin. Doamne, și-mi trebuie mie să îmbrac pantaloni de sport. Deci să urmărim un caz la sala de forță. Și azi nu-i nimeni în sală aici. O, băieți, e născută. Vreau leac să mă așez cu bara azi, da, da. Tu ați spus ne-o ții, da, așa. Da, eu tot în viață, da, 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 da. Da. Da, da, da. Trei, trei. Hai, trei. Trei, trei, da. 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 Hai. Una este. Singur, singur, nu mai știu. Singur, da. Singur, singur. Am ușit mai greu. Singur, dar nu mai știu, nu mai știu. Gata, gata. Gata. Plimbarea a doi îndrăgostiți pe străzile din Chișinău. Bito, pala noastră, iar porți oraș, când sunt țigani. Iau și casă frumoasă! Da, da, trei etaje în sus, trei etaje în jos, două bazini, cușca de la câini mai mare ca apartamentul meu. Da. Ei, dar ce țigani? Кашело, касало Олеж, Воронь, Ялтаман, Мушкат, ты любишь? Я Мушкат люблю.
Păi să ne iei microfon. Și cum am început să povestesc, Margherita Mutier, când mă uit una ca asta, doamna Bădnarenco în spatele meu. Vă dați seama, doamna Bădnarenco și Mutier. Sunt două lucruri incompatibile. Și nu treci mult timp și sună telefonul. Dacă aș putea da în chirie clădire de la primărie. Echipa Moldovenii, Liceul Teoretic Constantin Sterea, vă mulțumim! Succes! Este simplu, elev optimist, măcar se prezintă la bac. Mulțumim mult, echipelor! Domenii, Liceul Teoretic Constantin Sterea. Când cer băieții în mâna, fetelor? Nu știu, la noi să răspundă cu asta. Ei cer atunci când a lor este roasă. Artyom, uite, asta e vorba muzicală. Noi aici trebuie să câștigăm, nu vrem să luăm locul 2, nu. Trebuie să câștigăm, dar uite, ca să câștigăm, noi azi trebuie cânti, ne trebuie cânti și bune, frumoase. Știi ceva vreunul, Petr? Știu. Știi, dar e bun. Da, hai, noi trebuie să câștigăm. Da, trebuie. Hai, maestru. Astăzi eu prin fugă am rămas fără picior. Tata viitoare, petrec la simafor. Măi, Artyom, și cânti, măi, tu vezi că și cortina asta tu mă zânești din cauza ta. Dacă ți-am zis, trebuie cânti normale ca să câștigi, dar noi vă așa cânti și precis că luăm locul 3 azi. Ceva normal, ai? Normal. Nu, dar e normal. Normal. Hai să vedem. Maestru. Stai, nu văd asta. O, glocustos, o, glocustos, eu m-am batat și-am căzut jos. Măi, iată. Dar tu când cine este, dar zic, trebuie ceva normal, nici nu știu. Ia uite, eu am unul, dar nu știu dacă merge. E deja, am ușa să plângă tot jur, uite. Odată seara, trecem acasă. Și revine ploaie. Am văzut că e jur, uite așa. Și plouă afară, tare, tare plouă. Și eu mă uit la cănișorul așa și zic, cănișor, cănișor. Ce faci aici, și plouă afară. Știi cine a răspuns cănișor? Ți-am zis că echipa e cu tot altfel, mai normal. Mai normal. Da. Dar mai trebuie. Mai trebuie. Mai avem? Hai să mai vedem. O spune că a fost doar un vis, o poveste
ca și toate celelalte, să luptăm ca militare să fim și să fim judecați după fapte. Și sigur că ne-a fost greu, avem multe semne de întrebare, noi să gândim cu rei mereu. Ți-e ușor să câștigi cu onoare, vreau să râzi, să aplauzi, să plângi, pe soroca ea. Vreau să râzi, să aplauzi, să cânti, scrii soroca ea azi, capitală. Și atunci când pe lume vei pleca, să nu se te întorci acasă. Băutură, băutură și manele și fetințe de la stele. Băutură, băutură și gagiși, nu aș mai pleca de aici. Artem, uite, de eu tine am vrut să te întreb, dar tu unde trăiești? Eu, în Soroca. Uite, și eu trăiesc în Soroca. Și mai mult să spune, la noi toată echipa trăim în Soroca! Oh!
deoarece genericul temei pentru acasă este Bacul 2014 și noile tendinții, cu toții știm că absolvenții iubesc cel mai mult bal de absolvire. Deci să urmărim un caz. Opa! Copășel, copășel. Dansați? Dansați? Hai, lângă asta. Ia, vine. Doamnă profesor. Da, Maiulia. Dar țineți minte când s-au felit toți florile din clasă? Țin minte. Apoi că trebuie să-mi dați voie la liceu. Maiulia. Da, doamnă profesor. Dar tu ții minte? Ți-am găsit niște țicări din gazetă, în geantă. Țin minte, țin. Mai ai? A, na, na, na. Maiulia. Da, doamnă profesor. Dar tu ții minte? Eu predam lecția la tablă. Dar tu stăteai sub banc și te uitai la un jurnal cu Playboy. Țin, țin. Bărbatul te întreabă. Mai ai? S-a terminat, s-a rost. Măi, Iulian. Da, doamnă sa. Ții minte? Ți-ai spărut un iPhone din geantă. Țin, țin, țin. 800 de lei, măi, Iulian. 800 de lei. Era din China. O, doamnă sa, uf. Doamnă sa. Da, măi, Iulian. Nu țineți minte cineva, vă să bat tăt crăină după ce a sărit cartofii. Asta tu, bă? Nu, domn profesor, asta colectivul clasei noastre. Dar ce în anul acesta avem cât mai multe bacuri orare, deci să urmărim un bac oral la biologie. Următorul! Bună ziua, asta vă. Măi băiete, dar pentru ce n-au pungă goală? Doamne. Băi, tu-mi dă oficinești că prima dată vei pe noi bieși. A? A, săcară, săcară. Prima întrebare, funcția sângelui. Funcția sângelui. Sângele trebuie luăm de câștigat de la 2 până la 4.000 de lei. Gata, gata, gata. Nu-i tu la prostirea asta primat, leu, nu înțeleg. Hai să vedem cum te scoși cu următoarea întrebare. Întoarce tabla. Nu ai nicio problemă. Anatomie omului, ai învățat-o? Ai învățat anatomie omului, hai. Unde se află om apendicita? Păi, nini atât de 3 ani în urmă, eu concret unde nu știu. Of, 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 of. Hai, e stomac. Trebuie să știi unii stomac. Pune-l la loc. Cum e? Tu nu știi unii stomac? Mănânci și nu știi unii stomac. Pe unii între mâncare. Și unii îți duci. A, pune-mă el în mijloc, măi. Hai, inima, inima. Dar asta-i fată ori băiat? Are vreo importanță? Pur și simplu, fetele n-au inima. Maș, măi, bă! Ia, când sperii, îți dai... Hai să vedem cum discuși cu următoarele organe. O, arată limba. Nu atinde, măi, la tablă. Of, Doamne! Hai și mai ușor. Unde se află om rinichi? Tu nu știi unde se află rinichi? A, hai să vedem. Unde se află rinichi? Precis așa? Hai, ia-am un plământ. Și a doilea plământ. Da, psăcar, om are doi plămâni. Te-ai mă că niște fțuși să faci. O mașă afară! Un alt caz la probă orală. Să începem. Primul președinte al Republicii Moldova. Mai departe! 2 plus 2. Mai departe! Cum te cheamă? Mai departe! Ce ești, Tom? Mai departe! Clar cu tine, îi vedeam la an. Un an? Stai băi, și ești nebună? Aici este înfișorul lui Pașe! Nu mă interesează, el trebuie să dea impact! Bravo! Ați susținut primul subiect. Știu. Să continuăm. Când te uiți în binocul, cum vezi? Mai departe! Adonim la mai aproape! Mai departe! Ești pe corabia, țărmul se face tot! Mai departe! Mai departe! Bravo! Tineretul în ziua de azi cu dificultate sunt probele de examen la examenul de șoferie. Deci să urmărim un caz la examen de șoferie pentru ruta numărul 1 din Soroca. Următorul, vă rog.
merite, am avut, am avut. Hai, hai, hai. Bună ziua, eu-s gata. Ești gata de nou și răspeți aliof, prost. Dar două puncte de finalizare, tu n-ai trântit ușa. Dacă tu ușa scrie, nu trântiți ușa, tu trebuie să trântești ușa. Da. Așa, 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 unde te pornești? Care curea? Fără curea, plus doi oameni rutieri, 4 lei! Ești verde din căpețele. Hai cu viteză, cum discuși? Eu le știu, a treia, a doua, a treia și a patra. Așa, cu Doamne ajută înainte. Dumnezeu să te ajute înainte. Uf, e greu. Așa, ai o probă, mă, de exemplu, ești la modern, duminica, lume, trec pe zebră, ce faci tu? Cum și fac? Mă opresc mașinii, înainte mașinii, urmă și pornesc condiționerul, adică deschid fereastra și stel, aștept, și fost mai bani. Vezi, vezi, deschizi fereastra, scos cam strici, și-ar ce dacă e zebra, asta e rutieră, nu vezi? Vezi, mă, văd. Of, ia că uite, pot și eu. Și-ar ce dacă e zebra, asta e rutieră? Mai greu, mai greu. Răgușesc cu voi aici. Cum tu ieși din ambuteajul ăsta, mă, de la modernul ăsta? Cum ies? Mă uiți, nu știi mașini înainte, mașini urmă. Are mașină înainte, tu ești rutier, accelerez, accelerez, cu asta dă rez, cu asta grăiești cu vilină și cu asta rulezi. Așa, așa, fude, fude, cât mai oameni, cât mai oameni. Așa. Cred că încă două săptămâni. Dar poate un Ștefan acolo ceva. Un? Doi. Sute. Nu, doi. Sute, hai, hai, hai. Elevii de la Liceul Teoretic Constantin Sterea sunt foarte doriți să susțină probele de evaluare la matematică. Microfon, microfon. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Astăzi lucrați... Să faceți câte o foaie de A4? Repede, repede. Cărțile de masă și câte unul în bancă și scriu. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la concursul elevilor care nu vor fi admiși la BAC, ediția 2014! Și în această seară avem 3 nominanți la acest premiu. Deci cei 3 sunt Potoroacă Iurie, Baș Andrei și Leontev Artiom. Iar câștigătorul concursului în acest an este Baș Andrei! Andrei! Andrei, urcă-te la noi! Andrei, felicitări! Andrei, ești câștigătorul din acest an, da? Da, Andrei! Andrei este câștigătorul nostru! Ce simți în acest moment? Mă simt ghine! Da, da, sunteți mai ghine de ghine? Se putea și mai bine. Aduc la cunoștința dumneavoastră. Andrei, în acest an, a acumulat 375 de lipse. Și 22 de 2. Și 22 de 2. Un nou record mondial, doamnelor și domnilor. Aplauze pentru Andrei! Andrei! În primul rând vreau să mulțumesc la profesorii care m-au învățat, de mai mult, multe lipse, lipsă după lipsă, cum s-ar zice, la colegi, mai ales în special, cum, nu știu, care nu-mi dădea voie să copii. Oameni buni! Oameni buni! Asta e corupție! Oameni buni! Eu sunt mai prost ca mine! Andrei, e plină sala de invidie în această seară. Andrei, tu ești câștigător. Pe final, ne spui, ce planuri ai pe viitor, Andrei? Eu am decis că mă duc la Moscova. Romică, mănică, așteptați-mă! Într-o zi înseninată, mă vorbeni s-au născut. Printre corii și corii, lângă Iisus, lângă Bun.
foarte încordată, cu 370 puncte. Locul 2. Colegiul Pedagogic Mihai. O diplomă și un premiu urmăresc. Succese pentru viitor. Și cum am menționat, bătălia a fost destul de dură, cu 372 de puncte. Liceul Teoretic.